Bun găsit, doamnelor și domnilor, domnițelor și domnișorilor! Intrăm într-o nouă perioadă, o nouă eră, da? Era vărsătorului și atunci ne ocupăm de ce trebuie. După dragobetele care sărută fetele și Valentine's Day, intrăm în linie dreaptă și ne întâlnim cu babadocia, cu babele, să le scuturăm cojoacele și să găsim bănuțul norocos prins cu două fire de lână albă, ce semnifică puritatea, cu roșu, ca și planeta Marte în luna lunară a mărțișorului. Până atunci avem o săptămână în față cu evenimente unice, din perspectiva astro-vibrațională, evident. 1. Lună plină în Fecioară, unde este și asteroidul Junon, ce anunță pasiuni pentru unii, ochelari de cal pentru alții și incapacitatea de a discerne cine este partenerul perfect pentru cei mai mult decât tineri. Mă gândesc eu, da? În dragoste, pentru oameni, pentru business, pentru parteneriate, relații sociale și profesionale. Ce vă spuneam eu, că este o lună a pasiunilor. Știți ce înseamnă pasiunile? Pasiunile sunt de mai multe feluri. Pentru că toți aproape se duc cu gândul la te mirce. Și atunci o să vă zic că pasiunile sunt... Reprezintă un cumul a ceva, a unui tip de energie pe care, dacă știm să o folosim pozitiv, constructiv, vom avea numai beneficii și vom atrage numai binele. De exemplu, că mulți pot să mă întrebe ce înseamnă așa ceva. Păi, artele, pictura, muzica. Iată, v-am dat câteva exemple, dar ele sunt mult mai multe de atât. În sensul cel mai bun și mai frumos al cuvântului. Pentru că acolo noi transformăm acea pasiune în ceva altfel, care dăinuie, care durează, care vine și vine și vine și se duce peste veacuri, transcende timpul. Și de aceea spunem că anumite opere de artă și artistice sunt nemuritoare. 2. Ocultație Chiron, capul dragonului, care indică, dragilor, faptul că unde nu-i cap, vai de picioare. Asta ca să mă înțelegeți, că eu v-aș spune și mai complex de atât. Dar lumea trebuie să mă înțeleagă, deci am capacitatea de a mă coborâ la nivelul oricui om, oricui pământean, ca să înțeleagă mesajul acesta criptat și pe care să-l decriptez eu cât mai bine. Da? Sau cine nu se lovește de pragul de sus, că știți vorba românului, nu-i de aici de acolo, nu-l va vedea pe cel de jos. Și 3, da? Ia uite să vedeți aici. Unde nu-i cap, vai de picioare. Vă spuneam înainte. Deci ce urmează la punctul 3? Urmează un aspect excepțional din punct de vedere astral. Că știți că vin și cu vești bune. Nu se poate. Nu se poate. Prin urmare, avem un Saturn ca zimii în Pești. Numai pentru serioși este mesajul, sârguincioși și severi cu ei. Anunță suport superior pe termen lung cu spor, aducând disciplină în muncă și angajament anumitor nativi ai zodiacului. Pentru a ști exact cine este beneficiar de extra energia lui Saturn ca zimii, trebuie
să raportez acest aspect la astrograma fiecărui om, da, complexă. Pentru că noi rămânem acum într-un cadru general, ultra-general, chiar unde aspectele, perspectivele vin și creează destin. Dar important este să știm noi cum să așternem ele. Cum este pânza asta de destin, ca să știm cum să evoluăm cât mai bine. Normal. Prin urmare, finalul lui februarie și începutul lunii martie aparține stelei Piscis Austrinius sau peștele austral, la sud de vărsător, Pegasus și calul său înaripat cu steaua sa faimoasă din buze. Nu știu dacă ați studiat voi ce înseamnă lucrul acesta. Acolo vă spuneam de pasiuni și de arte, unde sunt reprezentările grafice ale constelațiilor. Deci are o stea norocoasă și faimoasă în vârful buzelor. Sumerienii, cunoscătorii, știau de faptul că această stea, constelație, este foarte specială. Drept urmare, purtau haine ce imitau solzii de pește. Pentru a atrage muzica sferelor înalte planetare, cu iluminare și cu supușenia aferentă, pentru că nu ne jucăm cu lucrurile acestea grele și sfinte. Ei, acum e acum. Acum, pentru că v-am spus exact care sunt noutățile, haideți să vedem și să înțelegeți cum descriu ele traiectorie pe destin, cu efemeridele perioadei, evident. Berbec. Marte îl îmbrățișează pe Venus în constelația Vărsătorului, semn de tinerețe, tinerețe fără bătrânețe, e povestea, da? Stare de spirit pozitivă, îndrăgostit la prima vedere pentru doritori, că asta e. Există oameni care, tineri mai ales, care își doresc așa ceva, că e un aspect tineresc. Și Venus și Marte sunt planete zvelte, tinere, care trăiesc altfel acest mesaj de vi-l transmit eu. Da? Drăgostiri la prima vedere. Atenție, că acolo este și karma și nu e de joacă. Atenție, mare de tot. E semn că veți trăi clipa. Semne de noi prietenii anunță. Luna plină în Fecioară vrea și cere vigilență. Unde? Pe sănătate, carieră și depinde de astrograma fiecărui om în parte unde vine acest aspect, de acolo să deschid cel puțin 12 sau 24, da, de punți, briciuri, către o cheie de destin. Deci, spunem că este o perioadă foarte interesantă din punctul meu de vedere, ca și aspecte astrale. Și ne vom ocupa acum și de Taur. Știți că Taurul este guvernat de lună, iată luna plină, le spuneam eu în intro, cred că ați reținut, și de Venus, are doi patroni astrali. E, nu-i de joacă. Când avem așa ceva, lucrurile se conturează altfel. Și începem așa. Ocultația, Chiron, capul dragonului, de care vă spuneam eu mai devreme, și luna plină în Fecioară, v-am zis că acolo este și Iunul, am spus că acolo mai de multă vreme, este și Lilith, care sigur are mesajul ei foarte special, Lilith sau Luna Neagră. Deci a spune că sunt acolo o planete cu semnificație feminină, Juno sau Junon, desemnează partenerul perfect. Partenerul perfect este foarte greu de găsit. Și atunci, acolo
se joacă o carte mare. E o miză foarte mare, dar atenția trebuie să fie foarte mare sau la fel de mare, pentru că sunt foarte greu de găsit. Trăim alte timpuri. Da? Mi-ar plăcea să vă dau numai vești cu parteneri perfecți, cum o să vă meargă de bine, cât o să fie de frumos și de roz, la via în roz. De unde, dragilor? Nu știu dacă au trecut acele timpuri, dar știu că eu am văzut oameni așa. Și atunci eu voi milita întotdeauna pentru cupluri perfecte, pentru parteneri perfecți, pentru ceea ce înseamnă suflete perechi. Da? Și prin urmare, voi semnala și voi remarca când sunt aspecte de genul acesta. Importante pentru mulți, pentru foarte mulți dintre noi. Prin urmare, vă cere să fiți cu ochii în patru, că vă spuneam acolo, e și luna albă, e și luna neagră. Da, nu e o perioadă a celor care spun multe și fac puțin. Da? Că mulți spun multe și fac nu puțin. Știți că eu sunt delicată în exprimare. Fac foarte puțin sau deloc, dar să laudă că fac. Deci e nevoie de un fundament. Fundamental, dovediți că sunteți vrednici, studioși și muncitori și feriți-vă de invidii. Atenție la persoanele care au afecțiuni cronice. Pentru că acolo, atenția aceasta vizează oamenii care, zic eu, că au muncit mult sau care au anumite afecțiuni ascunse, care tot se perpetuă. Și atunci trebuie noi să avem grijă de noi, că atunci n-are cine, nu prea are cine. De acolo începe totul. De la Baba Doghia, citire, apoi ajungând la Baba Vanga și până unde vreți domniile voastre, leacurile din plante să fac. Și vă spune un om care și-a tocit coatele pe băncile școlilor. Da? Doar că acum să numesc altfel, au venit la reîncarnare, altfel mai buni, mai studioși, mai înțeleși și mai avizi de cunoaștere. Și am ajuns și la Gemeni. Pentru voi, Mercur în Pești, în tandem cu Soarele și opoziția cu Luna plină din Fecioară, anunță un maxim, un prea plin sau pe românește, vi s-a umplut paharul. Sau l-au umplut alții, că acum știți cum e. Diferă de la om la persoană. Zodie dublă, unii se dezlănțuie, alții desfac energia în ceva și transformă totul în produs finit. Foarte interesant. Știți ce înseamnă produsul finit? Să dea Dumnezeu, nu? Pentru că, din punctul meu de vedere, produsul finit poate fi pus pe tarabă și este vandabil. Da? Sau nu, depinde. Cât credeți și cât suflet puneți în opera aceea de creație. Da? Ei, o să vă spun că dacă este să fie așa, cu Saturn, Casim, și cu aspectele de le-am menționat eu în intro, care se potrivesc nota bene la toate zodiile, trebuie să fiți foarte atenți ce și cum vorbiți, cum comunicați. Totul să fie cu simțul măsurii și mai ales cu înțelepciune și bun simț. Că nu știu cum am observat eu în ultima vreme, nu e cazul domniilor voastre. Cei prezenți sunt excluși de la regulă, clar. Că să comunică așa nu prea ortodox, cum zicem noi. Da? Și atunci, știți ce înseamnă cuvântul? Ce greutate are cuvântul în lume?
și cine l-a creat și cum l-a creat și cum trebuie să-l folosim. Pentru că așa cum zicea Sfântul Ardealului Arsenie Boca, pe un taler al balanței pune binele și pe celălalt taler al balanței vom pune răul. Ia să vedem cum trebuie să arate talerele alea. Dacă vorbiți ce nu trebuie, creați vibrație negativă, malefică. Încă eu sunt plândă. Citiți de la Lomnia sa acolo, că-i mare sunt. Citiți de acolo că o să vi se facă pielea exact cum trebuie. Iar cine înțelege, nota bene, va avea numai de câștigat. Da? Deci, când spuneam de lucrurile acestea, mă gândeam la faptul că oamenii trebuie să fie blânzi, calmi, înțelepți, să știe simțul măsurii cuvintelor. Și am ajuns la RAC. Comunicare, comunicare, dar să știm și noi că asta e regula. Prin urmare, e bine să comunici, dar să știi cum. Ce spuneam mai devreme, la gemeni, da? Că de aceea îl iubește lumea pe Arsenie Boca atât de mult. Zian îi spunea din Maramureș. Ei, fraților, problema este lipsa de comunicare la unii. Sau blocajul pe comunicare care apare acolo undeva înscris și atunci o să-l semnalez ca atare. Pentru că luna neagră este în rezonanță cu luna plină și albă și rotundă și dodoloață, așa cum era odată expresia pentru o România mare, mare și dodoloață. Ei, acum se spune că pe un astfel de aspect vi se relevă ceva, secrete care pot să iasă acum la lumină, vă macină sau nu vă dau pace. Atenție, e un risc crescut de accidente și vorbim aici de destin, care pare a fi pentru raci un soi de oală sub presiune. Știți ce înseamnă oala sub presiune? Și e bine să nu vă jucați cu focul și să fiți atenți cum folosiți oala sub presiune. Leu. Unii culeg roadele, alții vor trebui să fie atenți la semne și chiar la pierderi. Veți avea nevoie de sfătuitori, deci trebuie să fiți sfătuiți de cineva. Cineva, persoană înțeleaptă sau cu pricepere. Da? Și chiar puteți să aveți marcaje legate de pierderi, persoană nu există, dar eu trebuie să spun că asta e menirea mea. Veți avea nevoie, practic, să apară oameni care să vă ajute în demersurile voastre, să îndeplinească anumite obiective și chiar vise din trecut, că știți ce am spus eu la început, cu pasiunea și creativitatea și tot. Visele, făcând parte dintr-un astfel de mecanism. Fecioara. Luna plină dă și face lumină, căci va fi aliata voastră. Luna neagră va spulbera iluziile unor nativi sau native, deci realitatea învinge. Mare atenție la semnalele organismului, pentru că știu că unii dintre voi în perioada următoare vor trebui să investească în ei sau în sănătate. Balanță. Știți că Sfântul Ardealului a fost balanță, că de aia și spuneam de balanță și cum să face și judecata după anumite principii creștin ortodoxe, evident că nu suntem altceva. E săptămâna Remember When. Să vă aduceți aminte
pentru toți cei care vă doriți ceva, pentru persoanele mature în mod deosebit. Acolo poate să existe flirtul pe de o parte, da, pentru balanțele tinere. Datorită conjuncției Venus cu Marte în Vărsător, în cea de-a cincea casă a horoscopului general, acolo unde sunt sentimentele, trăirile, iubirile. Vești de la copii, de la nepoți, deci, în taină sau nu, vi se pregătește ceva. Period bun, pentru că fără dulce, viața e pustie. Scorpion. Casa, familia, ceva de suflet se conturează la orizont. Curățenie, purificare. Suflet cu spirit la un loc, a spune eu, și chiar eliberare din anumite constrângeri, mentalități, cutume. Ceva nou în carieră sau despre carieră, ca să știți. E o perioadă foarte interesantă și în cazul Scorpionului, pentru că acolo dorința aceasta de eliberare. Eliberarea e una, libertatea și independența este altceva, e treapta superioară la eliberare, ca să înțelegeți ce vreau să spun eu și ce vreau să transmit. Deci se anunță ceva noutăți pe carieră, evident, numai la persoanele active. Deci știți că eu menționez, numai la persoanele active muncitoare, care sunt implicate în ceva, și nu la persoanele care stau ascunse după tindă, chiar și la prânz și chiar și seara. Acolo lucrurile ori s-au aranjat în trecut, da? Ori, dacă nu, trebuie să devină persoane active ca să poată să atragă norocul. Că unii vor să-l atragă, dar te miri de unde? De unde să-l atragi, măicuță, dacă nu știi să faci ceva? E, în momentul în care o să înțelegeți un astfel de mesaj, lucrurile vor funcționa altfel. Și am ajuns și la săgetător. Revizuiți, faceți ceva complet nou ca să nu fiți constrânși sau să suferiți. Va trebui să lăsați trecutul în urmă și să intrați într-o nouă etapă a vieții. O nouă etapă a vieții care ține numai de voi. Este numai pentru ceea ce puteți voi să construiți, nu cu ajutorul altora. Deci nu veți avea proptele în sensul ăsta, nu veți fi urmăriți de sus cu lupa destinului, decât cum puteți să construiți și să faceți bine celorlalți și nu vouă. Aia se contabilizează, așa va fi, pe un taler ceva și pe talerul celălalt altceva, ca să puteți să creați echilibru. Suntem pe o axă de balanță berbec și dacă nu faci ce își cere balanța acolo, berbecul se spune că te poate aștepta la cotitură. Dar nu în sensul rău, că astea nu sunt, te așteaptă ca să te întrebe dacă ai făcut, da? Ai făcut, să vezi de acolo bonus, profit, beneficii de bani, de carieră, de sănătate, de ce vreți voi în viață. Doar că trebuie să acționați pe cont propriu, singuri, da? Și să folosiți munca, munca, ați văzut, munca brută chiar de multe ori. Să folosiți capul, pentru că munca e brățară de aur și v-am spus tot. Capricorn. Saturn Cazimi în Pești
vă ajută să vă activați bagajul bun emoțional pentru a fi empatici cu cei din jur. Comunicarea bună în săptămâna care urmează înseamnă carieră bună, succes, spor, beneficii. Acest Saturn Gazimi reprezintă un aspect foarte interesant în astrologie. Nu o să stau eu acum să vi le explic exact academic ce și cum înseamnă. Probabil pe viitor, dacă va fi cazul, vă voi explica, pentru că eu trebuie să vă traduc mesaje și degeaba stau eu să vă explic acum cum sunt marcajele, energiile, cum funcționează, pentru că ele există oricum, doar că trebuie să știi să transformi energia aceea sau după ce o atragi în ceva care să îți așternă mai bine, ca să dormi mai bine. Și am ajuns, dragii mei, și la zodia Vărsătorului. Vărsătorul de apă, Vărsătorul care are în urciorul lui proverbial praf de stele, e un praf de lumină. Nu întâmplător să spune că Vărsătorul varsă apă. Este o expresie metaforică, dar care trebuie să însemne ceva pentru fiecare dintre domniile voastre. Progresul spiritual se vrea obligatoriu cu Saturn Kazimi și conjuncția Venus-Marte din constelația voastră. De ce? Pentru că unii vărsători sunt guvernați de Uranus, iar alți vărsători sunt guvernați de Saturn. Când vorbim de o energie saturniană, vezi Saturn Kazimi, și mai vorbim și de o conjuncție plină de substanță, de zâmbet și de trăire tinerească, lucrurile pot să funcționeze bine, dacă nu chiar foarte bine. Pentru că ne referim la individ, nu la ce înseamnă tot. Sigur că țara este în vărsător și mulți o să spuneți, păi dacă este în vărsător cu agitația, cu ce se întâmplă, cu ce s-a întâmplat, cu... Da, presiunea este foarte mare, așa este, este o presiune mognită, mognită. Dar știți cum e, astrele predispun, omul dispun și există acolo o parte nevăzută unde ține de mâna lui Dumnezeu. E o altă discuție care este mult mai profundă și care sigur trebuie tratată cu totul altfel. Dar spiritele superioare întotdeauna mă vor înțelege. Important este ca cei care luptă să evolueze să înțeleagă cât de important este așa ceva. Deci, semn de evoluție, spirit zvelt, cu responsabilități și responsabilitate pe măsură. Alții refuză, se izolează și involuează. Nu în sensul în care te izolezi că este poate încă fric și stai acasă, ci în sensul în care refuzi. Refuz pur și simplu să vezi adevărul, adevărul adevărat. Deci urmează pentru Vărsător o perioadă, o săptămână plină de efervescență, dar efervescența aia este de altă natură, subtilă, așa îi spun eu. Și am ajuns, dragilor, și la Pești. Cel de-al 12-lea semn zodiacal, unde inima soarelui în constelația lor
sau a ta, și fidelul și nemuritorul Saturn Kazimi, zeul timpului, aprind lumina, cea de tip benefic, da? O aprind din interior. Unii dintre dumneavoastră poate să fie foarte iritați de ce li se întâmplă datorită plusului de energie sau constrângerilor, dar asta e. Important este să nu acceptăm compromisurile mari, poverile acelea de nesuportat, da? Ci să transformăm totul într-o stare de spirit pozitivă, cât mai pozitivă, chiar dacă se poate să ajungem acolo unde este starea zen. Pentru că un om care este relaxat poate să construiască, un om care este stresat, agitat, workaholic, cum spunem noi, nu poate să-și găsească echilibru. E nevoie de acel echilibru pentru că acolo este esența și de spiritual și de sănătate și de tot. Și cred că ați înțeles mesajul meu. Dragilor, Astroplay, știți cum dați de el? Eu sunt Mariana Cojocaru și vă zic așa. Atât pentru acum, vă aștept și săptămâna următoare. Iar până atunci, cele bune să se adune, cele rele să se spele.